Vă salut, abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt cum setați anumite comentarii și cum ascundeți sau cum blocați un utilizator care vă deranjează prin comentarii sau mai știu eu din anumite motive. Intrați pe canalul vostru de YouTube, dați click aici în stânga pe setări. Se deschide pagina de setări și aici mergeți chiar jos și scrie comunitate. Clic pe acesta. Aici sus vedeți setări prestabilite. Dați clic pe acesta și aici comentarii pe canal. După cum vedeți la mine comentariile sunt activate și aici este și o săgeată în jos pe care îl apăsați. Aveți mai multe setări, da, pe care le puteți bifa. Și aici prima scrie, fără moderare, nu reține niciun comentariu. Asta înseamnă că dacă îl bifezi pe acesta, toate comentariile, înjurăturile, toate ideile bune și rele vor apărea la comentarii. Dar nu va fi reținut sau, mă rog, orice altceva ca tu să îi dai drumul sau nu pe canalul tău de YouTube sau la anumit clip, da? Acesta de bază reține comentariile potențial neadecvate, acesta vine de bază, normal. Unele le reține, altele nu, depinde de YouTube cum crede și aici strictă reține o gamă mai largă de comentarii potențial neadecvate. Acesta și reține-le pe toate, reține toate comentariile, adică când apare un comentariu, tu intri și citești acel comentariu, după care există o căsuță unde scrie aprobă comentariul, da? Și dacă dai click pe aprobă comentariu, o să-i apară comentariu la acel clip sau unde a lăsat acel comentariu. Eu personal îl lăs aici la strictă, reține o gamă mai largă de comentarii potențial neadecvate, pentru că sunt mulți care mai lasă, mai te înjură, mai nu știu ce și nu vreau să apară chiar toate comentariile, să spui eu așa, neadecvate. Și aici chiar ultima puteți dezactiva toate comentariile la toate clipurile. Dacă ai dat click pe acesta, comentariile pe canal vor fi dezactivate. Da? Deci nimeni nu o să mai poată să-ți lase vreun coment. Bun, eu îl lăs aici așa activat și strictă, reține o gamă mai largă de comentarii potențial neadecvate. Aici în dreapta vedeți mesaje în chatul de live, în caz că faceți live. Aici este bifat, reține pentru examinare mesajele de chat potențial neadecvate. Vine unul și începe să te înjure, un alta și să nu-i apară chiar toate comentariile urâte, da? După care ai setat, poți să închizi și acum vă arăt cum puteți ascunde, mai nou așa scrie YouTube, cum ascunzi un utilizator pe canalul tău de YouTube. Merge aici frumos pe comentarii, în stânga, dai click pe acesta. Și după cum vedeți, aici apar mie, îmi apar comentariile și aici reținute pentru examinare. Așa. Aici, când cineva comentează ceva și YouTube-ul consideră că anumite cuvinte nu sunt adecvate, aici o să-i apară reține pentru examinare. Aici o să ai o bifă unde scrie poți să ștergi comentariul sau poți să aprobi comentariul ca să-i apară pe canalul tău de YouTube. Deocamdată n-am niciuna, pentru că eu le șterg automat. Dar aici, hai să spunem, ăsta ești genial, omule, da? Sau, nu știu, cine mai îmi scrie mie. Vedeți, aici sunt trei punctulețe. Meniu de acțiuni. Vrei să scoți pe acesta pentru că te înjură. Dau un exemplu, da? Sau nu mai vrei ca acest utilizator să te urmărească, să-ți lase coment sau așa mai departe, da? Dai click pe acesta 3 și scrie aici elimină. Asta înseamnă că elimină comentul. Raportează în caz că tot scrie tot un alta. Poți să raportezi
persoana, dar aici cu raportul vezi că faci un cont rapid, blochezi unul și îți intră altul, dar poți să faci și chestia asta. Și aici ascunde utilizatorul pe canal, da? Dacă dai click pe acesta, această persoană nu mai, adică poate să-mi scrie, poate să-mi urmărească canalul, dar numai el vede, nimeni nu mai vede, nici eu, nici alți urmăritori nu mai vede ce a scris, da? Dacă este o persoană de încredere, aici poți bifa această persoană pe care ai dat aprobă întotdeauna comentariile postate de acest utilizator. Adică chiar dacă înjură, chiar dacă nu, tu îi aprobi toate comentariile. Aici adaugă utilizatorul ca moderator administrativ și adaugă utilizator ca moderator standard. La astea ultimile persoanele norm voi care nu încă nu vă pricepeți, nu aveți, mă rog, experiență, nu umblați pentru că dacă puneți o anumită persoană ca moderator, poate să vă nenorocească tot canalul. Deci aveți mare grijă cui dați acest statut de moderator administrativ sau moderator standard pentru că poate să vă facă mult rău. Dacă e o persoană de încredere, sunteți cunoștințe, prieteni buni și vrei să-l faci moderator pe canalul tău, intri tot așa și îl faci moderator pe această persoană. Dar dacă nu, dai click aici pe te supără, ascunde utilizatorul pe acest canal, ai dat click pe acesta și la revedere, nu mai poate să nu-ți mai apare niciun coment de-a lui nicăieri, da? Cam astea sunt setările și v-am spus aici, în caz că YouTube consideră, la cum ai setat înainte, cum am arătat, dacă sunt comentarii neadecvate, aici le bagă și tu citești, ăla te înjură, nu aprobi, ștergi sau blochezi utilizatorul ascuns sau aprobi mesajul. Este opțiunea ta. Bun. Cam asta am vrut să vă arăt. În caz că vreți să faceți aceste setări și nu știați cum să faceți, cum să scăpați de anumit utilizator sau să-l faceți moderator pe canalul vostru de YouTube, așa faceți, da? Mergeți la fiecare parte unde vedeți 3 punctulețe, clic pe acesta și aici aveți meniul. Elimină, raportează, ascunde, aprobă toate comentariile, adaugă ca administrator, moderator administrativ și moderator standard. Bun, cam atât, prieteni. Să nu uitați să intrați pe canalul meu de YouTube, să vă abonați și să îmi urmăriți clipurile. Da? Aici, acesta este canalul meu. Încet, încet mă apropii de 2000 de abonați. Am deja peste 1980, mai îmi trebuie în jur de 15. Părerea mea că luna asta am să fac pentru că zilnic, cum am văzut, am 5-10 abonați zilnic. Pentru care eu mă bucur și eu vă mulțumesc abonaților. Și dacă vă abonați, să vă uitați și la clipuri. Am pus 3 playlisturi. Cei care vreți să-mi vedeți lucrările, una alta, ce am mai făcut eu de-a cursul timpului, reparații și recondiționări, laptop și PC, da? Intrați frumos aici, în acest play de ăsta fișier și vedeți aici în dreapta toate lucrări, unele lucrări pentru că nu pot filma chiar așa sau n-am filmat de-a cursul vremii, vă dați seama, eu filmez cu telefonul și eu am nevoie de telefon, deci filmez doar așa din când în când, da? Vă puteți uita aici că am 92 de playlist, de clipuri în playlist. Ce mai am? Mai am aici plata cu cardul de energie, am 10 clipuri, mai lungi sau mai scurte. Vă puteți uita cei care chiar primele comenturi care au avut și primele clipuri care au avut și cele mai multe vizualizări, sunt mai lungi, 19 minute și 8 minute. Unii no, nu aveți răbdare, dar aici v-am citit exact ce scrie și ce nu scrie.
dar am făcut și scurte, da? Aici de 2 minute, de 10 minute, de 5 minute, de 7 minute, de 4 minute și nu știu dacă chiar au intrat toate, dar cred că au intrat toate. Am 10 clipuri, e de ajuns. Și aici mai am un playlist despre build-uri. Cei care vreți să vedeți build-uri, am câte build-uri vreți, puteți să vă alegeți componentele. Astea sunt alegerile mele. Acum fiecare are alegerile lui. Fiecare face build-ul care crede că e bun pentru el. Eu astea am crezut, se mai pot unele rectifica, depinde și de suma care o ai, bugetul pe care l-ai, nu poți să cumperi. Întotdeauna, dacă ai buget mai mare, poți să cumperi poți să faci un PC mai bun, cu componente mai performante. Dar dacă ai anumit buget, trebuie să te bași și tu pe acolo, pe unde poți. Bun. Pentru că aici foarte multă lume își dă cu părerea, mai buni sau mai răi, dar mă rog. Cam asta e și să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să vă apară toate clipurile noi, da? Abonare, subscribe în engleză și să apăsați clopoțelul, să vă apară toate clipurile noi pe care le postez eu. Vă puteți alătura la canalul meu de YouTube, cei care doresc, da? Aici este de la YouTube chestia asta, la o anumită sumă, abonat fidel, abonat activ, abonat cu pretenție, abonat superior. Deci, cei care doriți, da? Și aici, la videoclipuri, la descriere, mai ales la ultimele, aveți aici la descriere, dacă vreți să ajutați acest canal și cu alăturarea și cu acesta, cred că e tot una. Cred că acela cu alăturare și ia YouTube-ul o parte și de aici dacă trimiteți automat în cont, nu cred că ia nimic YouTube-ul. Bine, cam atât, prieteni, să uitați la clipuri pentru că am foarte, foarte multe clipuri din care puteți învăța și o să vă fie de ajutor în viață, pentru că am făcut și despre telefoane și despre inteligența artificială și despre ChatGPT și ce înseamnă cam toate componentele și așa mai departe. Bine, ajunge că nu vreau să o lungesc. Vă salut și ne auzim la alte tutoriale video.